Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 18:05, HBO prezintă filmul The Maze Runner. Când Thomas se trezește prins într-un labirint uriaș alături de un grup de băieți, nu-și amintește nimic despre lumea de afară, cu excepția unor vise ciudate despre o organizație misterioasă. El găsește în labirint câteva indicii despre trecutul lui și astfel încearcă să descopere adevăratul scop al acestuia și o posibilă metodă de evadare. The moment you showed up. It's a girl. Thomas. Why are we different? What if we were sent here for a reason? You're not like the others. You're curious. But if you want to stay here, I need to know that you're going to follow the rules. Pe National Geographic Channel rulează de la ora 19 documentarul Personaje ale nazismului. Descoperiți secretele senzaționale ale regimului lui Hitler prin intermediul mărturisirilor celor din cercul foarte apropiat al Führerului și al asistenților săi, care au îndrăznit în cele din urmă să vorbească în fața camerei. În episodul din această seară, descoperiți cum Hitler a adunat o avere uriașă pe seama poporului german. Pe Cinemax de la ora 21 puteți urmări filmul The 40-Year-Old Virgin. Andy Stitzer are 40 de ani, lucrează într-un magazin de electronice și încă se mândrește cu o colecție de figurine de supereroi și cu revistele sale de benzi desenate. Prietenii lui de la magazin se dau peste cap pentru a-l convinge să renunțe la castitate, până când Andy o întâlnește pe Trish, o femeie de 40 de ani, mama a 3 copii. I'm Trish. Andy, she gave me her number. My God, man! Party's over. Let's let the Virgin get back to work. And the producer of Anchorman. We've given you all the advice we have to give. Now you gotta put it in action. Comes a comedy that will touch you. You have your hands on my belt. Like you've never been touched before. Yeah, we're gonna celebrate. Hey, you! Diva prezintă de la ora 21 un nou episod din serialul The Librarians. Producția are în centru o organizație antică ascunsă sub Biblioteca Publică Metropolitană din New York, care protejează lumea de realitatea magică și secretă care ne înconjoară. Acest grup interesant de personaje rezolvă mistere imposibile, luptă cu amenințările supranaturale și recuperează artefacte puternice din întreaga lume. With the return of magic to the world, all sorts of odd things are waking up. Don't touch anything! I think you broke Africa. It's not unusual! De la ora 23 pe Paramount Channel puteți urmări filmul The Hours cu Nicole Kidman, Julianne Moore și Meryl Streep. Producția prezintă trei femei, ale căror povești sunt legate între ele, neștiind că puterea unei opere literare remarcabile le alterează irevocabil destinele. Un roman scris de Virginia Woolf, o femeie dintr-o suburbie a Londrei la începutul anilor 20, influențează viața Lorei Brown, soției și mamă în Los Angeles la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și pe cea a Clarissei Vaughn din New Yorkul zilelor noastre. Mommy, I love you. Don't worry, honey. Everything's fine. You're my guy. To look life in the face. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!